din cauza blocajului politic și financiar de la nivelul Consiliului Local Sirețel, școlile din comună sunt în situația de a avea grave probleme în funcționarea normală. Lupta dintre consilierii PSD și PNL are consecințe în buna desfășurare a vieții sociale din Sirețel. Din păcate, așa cum știți, din cauza blocajului politic de la nivelul Consiliului Local, lucrurile au degenerat și școala este în acest moment în imposibilitatea de a deschide normal cursurile pe data de 9 septembrie. Vorbim de o situație foarte gravă, deoarece bugetul alocat școlii pe partea de cheltuieli materiale de la începutul anului 2019 a fost ca și inexistent. Prin urmare, unitatea a trebuit să descurce cum a putut până în acest moment. Unitatea de învățământ ar avea nevoie urgent de minim 50.000 de lei pentru a putea începe cursurile în mod normal. Există riscul de a fi pierdute fonduri de 4,3 miliarde pe un proiect PNDL, există riscul ca școala să fie debranșată de la rețeaua de electricitate. Cele două microbuze, unul dintre ele este defect și nu are ITP-ul, sunt cele două microbuze care ar trebui să transporte elevii de la școala Humosul, la școala Slobozia, vorbim de un număr de aproximativ 20 de elevi care vor trebui să facă această navetă din cauza faptului că acea investiție de care vă spuneam nu este încă finalizată și în acest context s-ar putea nici să nu fie finalizată. Eforturile autorităților de a media lucrurile s-au soldat cu un eșec. Că vorbim de o situație gravă acolo, s-au luat, așa cum vă spuneam, s-au încercat măsuri pe calea administrativă din partea Prefecturii și a Consiliului Județean, Inspectoratul Școlar Județean, din păcate rămase fără niciun fel de rezultat. Eu voi mai putea discuta doar cu, voi încerca să discut și cu domnul ministru joi la ora 9 și jumătate și voi expune în detaliu situația, însă mă îndoiesc că acesta are pârghii pentru a interveni într-un astfel de context. Mâine la primăria din localitatea Sirețel se va desfășura o nouă ședință a Consiliului Local convocată de către primarul comunei.